Big Wolf! Eu nu mai am de a face cu droage. Salutare, frații mei lupi, și bine v-am găsit la un episod din acesta. Bine, nu chiar, e doar un videoclip, asta e tot. Dar în fine, mă, haideți să vă explic ce am pățit eu astăzi. Voi îl știți pe Ian Ceban. Ian Ceban. Mă rog, îl știți voi. Și dacă tot nu îl știți, este acea persoană la care trebuie să apelezi atunci când ai nevoie de un sfat, să spunem așa, intim. Cum ar fi? Epilatul pe biluțe. Sau? Epilatul la piersică. Adică, hai să fim serioși, că unde mai poți găsi asemenea cunoștințe pe tot internetul decât pe TikTok-ul lui Ian Ceban? Sau Ian Cebanul, sau ceva genul ăsta. Știi care e faza? Nu am nimic cu acest om. Nu, nici măcar nu știu viața, nu l-am cunoscut, n-abar n-am. Bă, dar astăzi, bă, astăzi, când filmez acest videoclip, intru pe TikTok, mă uit la niște videoclipuri cu Mordecai și Rigby, sunt faine. Bă, și mi-apare notificare. Ian Ceban live. Zic eu, bine, șterg notificarea. Dau mai jos, îmi apare live-ul lui. Bă, dă-o mă, s-a de-a treabă, să-mi bag pixul. Intru la el pe live, ca orice om normal. Mă uit, primul lucru când intru la el pe live, mă uit să văd câte persoane se uită. Undeva la 285 de persoane. Nu făcea nimic impresionant, nu mă citea comentariile. Atâta. Bă, da, apoi, stau așa mult la el să văd ceva. Bă! Omul meu, bă, n-am filmat chestia asta, că nu mă așteptam din partea lui. Bă, nu mă așteptam, n-am filmat, aia e. Am două screenshot-uri pe chestia asta. Omul meu, pe fundal, cu sunete de beșin și de pârțituri, omul meu făcea fețe de ahego din acelea, dacă știți ce vreau să spun. Bă, eu când am rămas așa șocat, omule, 300 de persoane, mă rog, aproape 300 de persoane, se uitau la el, cum făcea chestia asta. Bă, eu când am văzut asta, m-am uitat așa și am făcut exact ca și Codrin. Omoară-te, eu sfat, nu-n vers. Bă, am rămas așa puțin șocat, adică eu înțeleg că face videoclipuri cum să te epilezi la biluțe și la piersică. Dar nu mă așteptam să facă chestiile astea pe live. Bă, și ok, trece chestia asta, nimic, tot ok, stați liniște. Zici că eram în restaurant la New York și cânta jazz-ul pe fundal. Fain, frumos. Citea și el comentariile. Când dintr-o dată face chestia asta. Uită că nu știu ce. Bravo, mă bucur. Mă bucur. Bravo. Bă, omule, liniște, nimic. Bă, nimic, mă, nu înțelegeam nimic, nu s-auzea nimic. Face chestia asta. Bravo. Dar problema e că face de mai multe ori. Adică omul meu, pe parcursul, a cât am filmat eu, și pe parcursul live-ului lui, făcea chestia asta la... undeva la 5... din 5 în 5 minute, ceva genul ăsta. Adică la modul în care tu nu ești interesant pe un live și oamenii nu se uită la tine pentru că nu ești interesant și recurgi la gesturi și chestii genul ăsta numai ca să se uite oamenii la tine. Da. Mă, într-un fel regret că în momentul de față nu mă uit la tot live-ul lui. Și dacă mă tot uit așa în stânga și în dreapta, mă orbește blețul de la telefon. Nu am ce face, frate. După chestia asta, observ un lucru care era în fața mea, dar nu l-am băgat în seamă. Omul ăsta are vreo 30 și ceva de ani și face live-uri pe TikTok, frate. Și omul meu și-a legat de urechi balonașe cu apasă butonul plus și nici măcar nu erau scrise bine, că erau invers puse. Citeai de la coadă la cap, nu înțelegeai ce scrie acolo. Bă, n-ai cum, bă, și... bă, și făcea, stătea așa liniștit. Thank you. Thank you. I press the blue button. Press the blue button. Iar eu sunt fanul vostru. Vă ador. Vă iubesc. La blue button. La blue button. Prima dată chiar am crezut că vorbește franceză, dar după ce a repetat, a
a fost doar engleză cu accent de francez. Adică omul meu chiar nu mai știa ce să facă pe live. O, stai, că nu ne oprim aici. Am filmat 14 minute din live-ul lui. Credeți-mă că am content pentru o lună. Nu știu cum faceți voi un live sau așa. Dar sincer acum, bă, ca ăsta, ca el, n-am mai văzut pe nimeni să facă live. Deci e ceva special. Să zicem că eu sunt el, da? Voi sunteți spectatorii. Acum mă uit la comentarii, da? Da? Bun. Vă iubesc. I love you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. I love you. Thank you. Bă, eu când stăteam și mă strângenea efectiv pe mine când vedeam cu omul meu. I love you. Thank you. Thank you. I love you. Bă, nu mai puteam să-mi dau fixul. Oh, dar stai! Mai este! Pe lângă toate celelalte chestii dubioase, omul meu începe, nu știu ce tot se juca cu balonașele acelea, bă, și face dintr-o dată așa. Bă, i-o sări balona prin cameră și cred că o și spart ceva la el în cameră, deci uitați-vă la filmare, bă, dar n-ai cum, bă. Deci, bubă, au cea! Cu, pu, 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 pu. Bine, eu n-am nimic cu el. Face videoclipuri pe TikTok, problema lui. Bă, dar pe mine m-a afectat faptul că a fost prima dată când m-am uitat la un live de-a lui. Prima dată când m-am uitat la un live de-a lui și am rămas de-a dreptul șocat când am văzut ce face pe live-uri. N-am văzut celelalte live-uri, nu știu ce-a făcut pe ele, dar pe ăsta să mă bată bunul Dumnezeu, că dacă mai văd așa ceva, cred că și sparg telefonul. Dar chestia e, videoclipul ca videoclipul. Bă, da, comentarii. Bă, ce comentarii au avut ăsta pe live. Bă, mi-era rușine, mă, dacă eram eu el care făcea live-ul. Bă, ce comentarii puneau ăia. Bă, omule, mie îmi vinea să le scriu eu. Bă, să nu mai scrieți, mă, să nu mai faceți. Bă, nu mai pot, bă. Ai dungă roșie pe buletin? Din cauza ta mi-am tăiat piaja. Strigați cu toții, dă-ți cercei jos. Fila al dracu ce m-am speriat când ai făcut brrr. Bată-te Dumnezeu în cap că m-am căcat pe mine. Deci comentariul ăsta să-mi bap. De ce mă ignori? Vrei să ți-o trag? Yeah, nu am biluțe, ce fac? Nu are capul punct tău. Da. Da, bine. Piarja mea s-a udat când te-a văzut. Mrrr. Uitați, cerceii sunt făcuți din ață și baloane. Bă, deci cred că este al patrulea comentariu care îl pune fata asta cu cercei. Are ceva legat de cercei, nu știu de ce nebunită după ei. Nu știu exact ce înseamnă, nici n-am căutat, neva, hai să caut, că-s curios. Nu mai văd, să-mi bat pixul, îmi bate blitzul în ochi și nu mai văd nimica. Haideți să vă spun de ce râd. Omul meu, pe tot parcursul live-ului, stătea serios, uita la cameră și ce făcea? Făcea chestia asta. Piaj. Piaj. Roșie sau aurie? Băi, hai de viața mea. Prima dată am crezut că e ceva, bă, ceva din zona intimă, habar n-am, nu știu ce coace mintea lui. Și am căutat acum pe Google să văd ce e aia piarjă. E o prună. Coaie, e o prună. E o specie de prună care îi se deslipește foarte ușor pielița de pe os. Și apoi, după toată chestia asta, la finalul live-ului, când chiar n-am mai putut, ne spune tuturor chestia asta. Să înțeleg că asta e fată, ceva de genul, da? Mă poți să stai puțin să înviezi piarja? Atunci ai fi mulțumit. Lucrez acum la o melodie foarte frumoasă. Melodia se va numi Piarja cu păr. O să o postez aici pe TikTok și pe YouTube. Vreau să fac o piesă despre piarjă, despre prună. Vai, în ce lume trăim, doamnelor și domnilor, în ce lume trăim, nu se poate așa ceva. Ăsta ajunge adânc pe gât în jos. Deci ăsta e aur curat, să-mi bat pixul.
atâta m-am amuzat. Bă, deci n-ai cum, bă, deci atâta mi-a plăcut. Da, până la urmă, e TikTok-ul lui, e videoclipurile lui. Dacă el vrea să facă chestia asta, după mine să facă, bă, să facă și pe YouTube, pe Facebook, care nu mai se uită nimeni, pe, nu știu, Instagram să facă, să aibă succes, mă, să se ducă în sus. Să aibă succes, bravo lui, mă, bravo lui că poate. Piarjă, piarjă.